Bună, dragii mei, ce mai faceți? O nouă ieșire astăzi în Durham East Forest. Am mai fost aici, incluzând iarna, cu rachetele de zăpadă. O să las un link în descrierea acestui video cu ieșirea mea din iarnă. Este o pădure sălbatică, situată în nord-est de Toronto și care mie îmi place foarte mult. Îmi place pentru că, cum am spus, este un pic mai departe de cărarea bătătorită, lumea nu prea știe de ea și îmi place să vin aici să admir natura. Este o zi foarte frumoasă azi, de vară, 24 august, și temperaturile au început să coboare peste noapte aici în Canada. Astăzi, peste zi, 24 de grade, aici la umbră e foarte frumos, e foarte plăcut. Și da, o să mă plimb puțin pe aici, poate o să mă opresc să mănânc un lunch, mi-am pus ceva sandwich-uri și să zbor cu drona, să vedem zona și rimează, așa că haideți cu mine! E foarte cald acum, la ora asta, cu umiditate foarte, foarte ridicată, așa că am venit până lângă râu să mă mai răcoresc, să văd dacă văd ceva pește în apă.
Da, e mai răcoare aici, dar tot cald, tot foarte cald. Dar locul arată foarte frumos. Ia uitați-vă, ce liniștit. Și acolo am observat niște copaci doborâți de... Probabil râul a săpat sub rădăcină, din câte observ. O să mă apropie acolo să văd care-i treaba. Da, cam asta este pentru astăzi. O ieșire foarte frumoasă, încă e cald afară, abia aștept să se mai recorească, să fac niște ieșiri mai lungi în natură. Da, mă bucur cu asta, chiar foarte frumos, foarte pilărească zona, sper că v-a plăcut și vouă. Nu uitați să dați un like și un subscribe dacă vă place acest canal. Vă mulțumesc că mă urmăriți și că sunteți alături de mine și până data viitoare vă spun: nu uita să-ți iei papucii atunci când călătorești, numai bine. Gelone, out!